simpli jumătate de frază pe care am spus-o. Da, am dorit să avem un dirijor permanent. El se depinde de doar de Consiliul de Țenere Entitate, depinde de foarte mult parte. Din care din nivelurile care putem noi să ne acordăm la salarizarea unui dirijor, cred că îi ține pe foarte mult destul de departe. Problema este cum a spus și eu, doar noi avem în schema de salarii, dar există post de dirijor. Ce problemă? Însă, mă întreb pe dumneavoastră, cine este dirijorul care ar fi dispus să vină la Cluj pe un salar de net, mi se pare cam în jur de 2000 de lei, dar poate vițelul mai puțin. Fiind angajat la Filarmonice, fără să mai putem să plătim cheltuielile de deplasare și hotel. Da? Arătați-mi că eu îl iau. Plus de alta, un dirijor permanent care este acum, ca să fac o comparație, poate nefericită, ca un antrenor în echipe de fotbal sau ceva de genul ăsta, trebuie să fie agreat de echipă. Ei, în cazul nostru, echipa este formată din 170 de oameni. 169. Că sunt 99 de instrumentiști, dar este 70 de coriști. Plus de alta, s-ar putea să, s-ar trebui să-l agrez și eu. Adică noi, cei care ne ocupăm de partea artistică. Deci nu e ușor. Nu e ușor să găsești acel dirijor care să fie din toate punctele astea de vedere. Mă lăsând de la o parte această parte nefericită, această dată de vedere care sunt bani. Care sunt și determinați. Deci, repet, fonduri de salarizare pentru dirijor, în condițiile legale, altele nu sunt. Sunt. Avem. Nici o problemă. În acest problemele sunt cele pe care mi le-am spus. Domnul Tabacu, dar totuși, mai uitați, un dirijor bun și de prestigiu, nu cred că ar sta în banii exclusiv ai filarmonicii. Domnul Moldoveanu, când era dirijor permanent... Eu nu am fost angajat cu filarmonicii niciodată. Nu am angajat. Mă refer dacă are statutul de dirijor permanent. Nu cred că îl legat de glie, că nu poate să mai presteze și cu alte instituții și să nu aibă un venit suficient încât să prezentați un pic tehnic lucrurile, dar stau chiar așa... Eu nu privesc tehnicilor, eu privesc lucrurile foarte reale. Am zis să le prezentați. Poftim? Le prezentați un pic doar pe latura asta, dar nu cred că sunt așa imobile, în sensul că vine dirijorul, dacă e bun, cu siguranță are colaborări și cu alte instituții și dumneavoastră îi permite să colaboreze. Dar nu ți-ai spus că dirijor care stau la mine, la mine de aceea, domnul Dorian, sau alți standard și o demnitate sub care nu coboară. Deci nu putem forța pe nimeni să accepte să facă voluntariat. Chiar ținând foarte mult la orchestra noastră și apreciindu-i, totuși lucrurile se reduc până la urmă și se urmăresc pe acesta. Oricum este o problemă de mult. Deci aici la Filarmonică, treaba asta, avea 3-4 ani. Da. Mai sunt orchestre în țară care nu... Nu se poate rezolva 4 ani peste ce. Deci, programarea noastră merge în ideea de a cunoaște cât mai mulți dirijori, da? De a crea o paletă foarte variată, dar unul din consiliile noastre de ședința noastră de Consiliul Artistic, tocmai asta nu se dă orchestra mea, să nu dăm mai mult de o dată de stagiunea la dirijor, tocmai ideea de a aduce cât mai mult și a vedea care ar fi suficient de bun și care ar fi și dispus. Deci, se practică, suntem și într-o perioadă de orientare și de selecție. Deci, nu este abandonat. Dacă ne-ar ajuta puțin și anumele tale? Bine, asta e acolo. Pentru că noi nu putem interveni asupra cadrului. Da. Da. Boș sau nerumit. Da. Nu poate să facă un contract separat. Doar să dați un salariu la dirijor
și vine în locul și în locul și să fii și altfel. Credeți că sunteți manager, acum așa să fii manager. Dar este poate manager, e o chestie. O soluție financiară pentru Chișinău. Profit, angajat, permanent. Bine, acum să vedem ce se va întâmpla cu acest... Bun, acest verbal, cred că nu. Dacă este o chestie de contract civil, atunci da. Bun, atunci dirijorul trebuie să fie și el un mic manager care este un artist. Să vorbim acolo, intri și eu în chestia asta tehnică, deși nu e treaba. Dirijorul este un artist, este o figură care conduce acei 99 de oameni. Sau, știu eu, 70 sau câți ori fi, sau poate într-o formă mai înaltă. Nu cred, și eu încă nu cunosc, cel țin de jurul ăștia, PFA, care emite factură, care are contabilitate, care... Are un agent care stai de vorbe da. De toată. Da, și atunci pot să... Da, pot să aici, și aici eu cred că libertatea de legislativă ar putea exista. Dacă avem o formă de contractare de genul ăsta. Am spus, da. Deocamdată, spuneam, să vedem ce va ieși din acest mult discutat cod fiscal care a ridicat un picuț pragul de sponsorizare la 0,5% pare că se... sau care va ridica. Pardon, va ridica la, nu știu, din 2016 sau din... Da, din 2016. Da, o secundă. Deci, nu a intrat în vigoare, a fost votat. Deci este legal. Dar de intrat în vigoare va intra parțial 2016 și parțial în 2017. Și asta să fie. Da! Dar în vigoare va intra pe părți. Deocamdată avem cu acest cont fiscal o să avem o altă problemă care va cădea tot în sarcină părinților noștri. Faptul că la drepturile de autor se va adăuga aceeași la susă. Deci la noi. Deci dacă până acum plăteam impozit de 10, respectiv 16%, de acum vor să plătim de 33%. Și la fel. Poți? Da, sigur că da. Sigur că da. Și atunci o să vedem cum ne surcăm atunci cu banii pe care îi vom avea, dacă vom avea cu atât mai mult la buget sau nu. Și după aia mai stăm de vorbă, să nu vindem plana ursului din pădure, fiindcă nu facem nicio afacere cu asta. Nu mi-a explicat faptul că nu am înțeles la partea asta cu lipsa dirijorului. Toate cele armonice de dințare se supun aceluiași set de legi, de care și legea salarizării. Aceleași salarii sunt și la alte filarmonici. Altele cum pot să-și păstreze dirijorii și filarmonica din Pădure? Filarmonica din Pădure este, dințeles, mai pretențioasă. Nu zic, pe noi se spunea să nu vii oamenii pe banii ăștia. La dirijori este mai puțin mai pretențioasă. Nu acceptă, este foarte copilul pe cineva. Am înțeles partea asta, dar vreau să spunea să nu vin de la bun început mulți demotivați. Bine, asta este una din explicații. Cealaltă explicație este că filarmonica din Cluj este foarte pretențioasă. Ceea ce e bine. Okay. Bine, dar mă iertați. Fiind plătiți totuși acești muzicali. Mai să lăsăm banii în pace, bine? Păi lăsăm banii, dar dumneavoastră ați fost în evidență. Totuși, pe mari publici, desfășurându-și activitatea această instituție, până la ce punct e de acceptat prețiozitatea asta sau pretențiile foarte mari? La ce vă referiți? La salarii? Nu la salarii, la diferitele condiționări și diferitele pârghii prin care trebuie să intre un dirijor ca să fie agreat de orchestră și de topologie. La asta mă refer. Deocam, pașii sunt următori. În primul rând, orchestra, adică ansamblul artistic, să vorbim de orchestră, pentru că avem orchestră și un cor. Ambele de un nivel foarte bun, unul mai local. Da? Trebuie să accepte personalitatea respectivă. După ce se întâmplă acest lucru, după aia vom vedea cum ne descurcăm. Da? În ceea ce privește salarizarea, asta este. Atâția bani sunt, atâția bani se pot plăti. Legal. Și altă soluție nu este. În ceea ce privește sponsorizările, să vedem ce se va întâmpla, cum a zis înainte, după acest cod fiscal. Deci ăștia sunt pașii care trebuie făcuți
pentru ca să ajungem să avem un job. Și eu știu, este foarte, foarte important. Dar nu e tot la cine. Domnul Tabacu, dar domnul Moldoveanu, de ce? Și eu poate cu domnul Moldoveanu, de ce s-a întrebat varianta oficială? N-aș readuce trecutul în discuție dacă prezentul l-a fi făcut uitat. Dar fiind situația asta, de ce s-a întrebat oficial? Că există și varianta neoficială. A fost un conflict între domnul Moldoveanu și orchestră și, ca urmare, de data s-a întrebat. Pentru că oarecare măsă, domnul Moldoveanu, de exemplu, a dirijat corul la Kuala Lumpur. Da? Propriul corul nostru a fost la Kuala Lumpur, a dirijat corul la Sibiu, că asta e situația. Dânsul știu că era impresariat în ceea ce fie importantă și mai veneau pe filiera dânsului, mai veneau și invitați destul de rând. Da, mai veneau și invitați, ca și nici acum nu ce lipsă de invitați. Nu ce lipsă de... Da. Domnul Lumpur. Okay.